Cum ați reușit să îmbinați profesia cu viața de familie? I-am dat, să spunem, întâietate primeia dintre ele, o bună bucată de vreme, și am ajuns undeva la a doua tinerețe să le îmbin pe amândouă într-un mod fericit. Dar pentru mine a fost o bună bucată de vreme, cum vă spuneam, mai importantă profesia. De altfel, este și o profesie care îți cere aceste sacrificii, dacă vrei să faci performanță în domeniul ei. De ce ați ales această specialitate? Mi s-a părut foarte frumoasă, în primul rând, și foarte potrivită pentru o femeie. Este vorba de o chirurgie de mare finețe și mai mult decât atât, chiar din anii 90, când am dat examenul de rezidențiat și de intrare în specialitate, mi s-a părut că oftalmologia, deși aparent nu este foarte întinsă ca domeniu medical, totuși poate fi foarte profundă și poți să faci performanță în ea, mergând mult pe tehnologie și pe aprofundarea ei. Mai mult decât atât, am simțit și se pare că am avut dreptate că este o specialitate care se predează foarte bine la aplicarea într-un domeniu privat. Și am simțit de pe atunci că acesta poate să fie cel puțin o parte din viitorul din medicină. Sunteți invitată permanent la cele mai prestigioase congrese internaționale de specialitate. Ne puteți spune ce înseamnă această realizare pentru dumneavoastră, pentru medicina românească și cum ați ajuns aici? Pentru mine, să știți că este o onoare să fiu invitată la aceste congrese. La congrese și manifestări internaționale particip de mai demult, cam de prin anii 95-96, cu resurse materiale mai limitate și participam până în ultimii, să zicem până cam prin 2006, participam totuși doar ca privitor. Deci mă înscriam la aceste congrese unde mă duceam să învăț oftalmologie modernă, oftalmologie europeană sau mondială. Începând cu 2005-2006, am început să fiu invitată să particip la aceste congrese, fie cu prezentări teoretice, fie foarte important și foarte onorant pentru mine, cu participări la operații, la sesiuni de chirurgie live. De ce spun că este onorant? Pentru că nu mulți chirurgi ajung să prezinte la diverse congrese internaționale tehnica lor operatorie sau anumite aparate și produse chirurgicale oftalmologice la nivel mondial. Iar din 2006 aceste invitații au curs anual. Cum sărbătoriți această zi specială pentru toate femeile și ce reprezintă 8 martie pentru dumneavoastră? Sper să nu dezamăgesc dacă vă spun că nu reprezintă neapărat ceva deosebit. E bine că se păstrează această tradiție frumoasă pentru că, într-adevăr, femeile, cred că sunt foarte multe dintre noi care muncesc foarte mult pe ambele fronturi, și profesional și personal. Și poate o zi dedicată lor din cele 365 ale anului nu este chiar foarte mult. Deci mă bucur că se păstrează această zi. Nu o sărbătoresc într-un mod special, ba dimpotrivă chiar mă pregătesc că peste câteva zile vom pleca la un congres, iată, unde suntem invitați în Africa de Sud, unde avem de prezentat niște simpozioane, niște lucrări în cadrul unor simpozioane, deci e mult de lucru. Prin urmare, cred că asta voi face și de 8 martie. Care este cel mai frumos cadou pe care l-ați primit cu prilejul acestei zile de-a lungul timpului? E greu de spus, dar în general să știți că îmi place cel mai mult să primesc flori. În rest, diverse obiecte le primesc, dar mi le mai cumpăr și singur, după gustul și dorința mea. Însă florile și mai ales flori cu aranjamente florale deosebite, acestea îmi plac cel mai mult. Aveți o amintire frumoasă din această zi? Da, am o amintire frumoasă. Într-o zi de 8 martie, când m-am trezit dimineața, soțul meu pregătise o alee în livingul nostru, care e destul de mare, o alee așa de orhidee, spre locul, măsuța unde bem cafeaua dimineața. Și a fost frumos, de la dormitor până la acea măsuță, totul numai o alee de orhidee. A fost o surpriză foarte plăcută. Este mai greu pentru o femeie să obțină recunoaștere în domeniu, așa cum ați reușit dumneavoastră? În medicină e posibil să fie mai greu, dar în oftalmologie nu. Dimpotrivă, oftalmologia, cum vă spuneam, mi se pare mai potrivită pentru o femeie, pentru că este o chirurgie de mare finețe, nu pentru că bărbații n-ar fi în stare de așa ceva, dar parcă e mai potrivită pentru o femeie și pe mine chiar cred că în cariera internațională m-a ajutat. Pentru că întotdeauna, cum vă spuneam, la aceste sesiuni de chirurgie live sau la simpozioane, în Occident sunt destul de puține femei oftalmologi și femei medici. Astfel încât dacă apare una, să zicem, în persoana mea, a atras atenția întotdeauna. Dacă vă uitați la diverse fotografii pe la congresele și sesiunile de chirurgie live la care am fost, o să vedeți numai bărbați. Și eram singura femeie.
Și într-un fel mi-a plăcut lucrul ăsta și cred că m-a și avantajat, într-un fel. În România câte femei sunt chirurg, oftalmolog? Da, pot să vă dau procent ca oftalmologi față de bărbați, ca oftalmologi în general, cred că 70-80%, dar ca și chirurgi m-aș duce undeva mai jos, un pic, un 50% poate, da. Cum reușiți să vă faceți timp pentru pasiunea dumneavoastră, echitația? Cu ceva efort și cu multă planificare, să spunem. Am un program destul de strict la care țin. Este un program pe termen scurt, să zicem, zilnic, dar este și un program săptămânal sau lunar. Mi-l fac din timp și încerc să mă țin de el. În general, noi la clinică ne-am înmulțit, să spunem, personalul, deci avem deja acum câteva servicii externalizate, personal care se ocupă de lucruri de care mă ocupam eu înainte, în prezent nu mă mai ocup de aceste lucruri și atunci mi-a mai rămas timp liber disponibil după masa. Nu în fiecare zi, dar în câteva zile pe săptămână, după ora 2-3, eu am terminat la clinică și pot să mă duc la club. La clubul de echitație nu este doar plăcerea practicării sportului, fiind un mic business și acolo, mai sunt și grijile legate de întreținerea lui, de dezvoltarea lui. Uneori perioade mai grele, uneori sunt perioade în care mă întreb, Doamne, dar de ce m-am apucat și de asta? Însă acestea țin foarte puțin și, din potrivă, am satisfacții și de acolo, astfel încât, chiar dacă pare mai puțin credibil, totuși cele două jumătăți de zi ale mele sau jumătăți de viață se îmbină foarte bine și cred că își potențează efectul benefic una asupra celelalte, împreună asupra vieții mele. Câte operații efectuați lunar? Operăm zilnic, eu personal, deci oricum operez zilnic, de luni până vineri inclusiv, în jur de 10, uneori 12 pacienți pe zi. Prin urmare, sunt cam 50-50 ceva pe săptămână, 200 pe lună, 200 și ceva, în funcție și de perioada din an. Sunt luni mai aglomerate și luni mai puțin aglomerate, august, decembrie, ianuarie. Ați constatat vreo creștere la tineri, în ceea ce privește vederea, problemele de vedere? Așa, în ultimii 20 de ani de când practic eu medicina, mai bine spus oftalmologia, am constatat o scădere a vârstei de apariție a cataractei, de exemplu, cunoscută ca fiind clar boala vârstei a treia, ea că o avem la 40 și ceva, la 50 de ani, chiar și sub 40 de ani, iar la persoane și mai tinere, cred că a crescut puțin în numărul celor care au nevoie de ochelari, în special pe miopie. Ați constatat o creștere a problemelor oftalmologice în ultimii ani la tineri? Am constatat în ultimii 20 de ani, să spun, de când practic eu oftalmologia, o scădere a vârstei la care apare cataracta, de unde înainte se considera clar boala vârstei a treia. Acum o găsim la 50 de ani, la 40 de ani, chiar și sub această vârstă. Și de asemenea am constatat o creștere a numărului purtătorilor de ochelari, să spunem, sau celor care au nevoie să poarte ochelari. Miopie în special, nu aș găsi o cauză anume, pentru că aceste vicii de refracție, cum le numim noi, respectiv miopia, hipermetropia, astigmatismul, au factori genetici. Dar cred că numărul pacienților a crescut pentru că pur și simplu au mai multă încredere sau a crescut și nivelul de educație și se adresează medicului mai din timp și mai frecvent. Și atunci, din această cauză, probabil numărul lor e mai mare, dar alte explicații nu găsesc. Aveți cumva niște sfaturi pentru a preveni problemele oftalmologice? Există? Nu prea există, decât în anumite domenii. De exemplu, un pacient diabetic trebuie să știe că are risc de a face afecțiuni oftalmologice diabetice legate de diabet. Prin urmare, dacă știe că are diabet, e bine un control oftalmologic o dată pe an să facă acest pacient. Sau pacienți care au rude, părinți, ambii părinți în special, cu glaucom, e bine să vină și la consult oftalmologic, în special după 35-40 de ani, să-și controleze o tensiune oculară, un câmp vizual și așa mai departe, pentru că este o boală care se poate transmite și copiilor la vârsta adultă, deci se poate transmite genetic. Altă prevenție, de exemplu, la copii, aș recomanda părinților să, până încep școala copiii, să-i aducă la un consult oftalmologic, să vedem dacă nu au nevoie de ochelari sau alte probleme legate de strabism, mai puțin evident.
Sigur că acolo unde sunt boli vizibile, părinții își aduc copiii oricum mai repede, dar sunt și boli care nu se văd, pe care părinții nu le văd și atunci trebuie depistate. Alte sfaturi nu ar fi. Sunt bolile în momentul în care, de exemplu, nu poți să previi catarata, nu poți să previi glaucomă. Doar poți să fii atent când a debutat, astfel încât să aplicăm un tratament din timp. Care este incidența glaucomului la noi, a persoanelor care au glaucom în România? Tot așa un procent. Dar sunt mai multe cazuri în ultimul timp. Nu cred că s-au înmulțit cazurile de glaucom. Nu. S-au înmulțit, în schimb, sau s-au îmbunătățit foarte mult mijloacele terapeutice, atât cele medicale cât și cele chirurgicale. Dar ca număr, nu a crescut numărul lor de glaucom, nu v-aș spune asta.